Din cele 17 meciuri disputate marți și miercuri, în turul 5 al cupei, în 5 a fost nevoie de prelungiri sau penaltiuri pentru a se decide echipa calificată în 16-imi. Cea mai norocoasă echipă a acestei faze a fost Bucovina Bojorâta, non-promovata din Liga a doua, a fost împerecheată în cupă cu FC Medorocoi, echipa retrasă din campionat. Iată rezultatele complete ale rundei. Cutea Bătrâna Doamnă, Metalul Reșița 9-0, FC Viitorul 2, Delta Tulcea 5-2, CSM Râmnicu Vâlcea, Gaz Metal Mediaș 2-1. CSA Fumați, ACS, FC, Academica Clinceni, 5-6 după penaltiuri, Dacia Unirea Brăila, Oțelul 3-1, Atletico Vaslui, Sportul Bacău 0-1, Rapid CFR Suceava, Ceatlăul Piatra Neamț 3-1, Clipensia Timișoara, CSI-Neu 2-0, FCN Baia Mare, Olimpia 2010, 1-0 după prelungiri, CS Oșorhei, Universitatea Cluj 1-3, ANSA Târgu Mureș, Metalurgistul Cugir 6-5 după penaltiuri, Flacăra Moreni, CS Mioveni 1-3, Unirea Brânceni, CS Craiova 3-1, Unirea Tătulungeni, Gloria Buzău 5-0, CS Păulești, FC Brașov 2-3, Metaloglobus, CS Balotești 0-1, ACS Berceni, Rapid București 1-0 și Bucovina Pojorâta, FC Medorocoi 3-0.